Cine își pierde sufletul pentru mine și Evanghelia mea, acela îl va mântui. Dar cine își va câștiga sufletul în lumea aceasta, îl va pierde. Este esența finală a Evangheliei de astăzi și este răspunsul pe care Mântuitorul trimite cu dedicație, spunând către cine? Către acest neam păcătos și desfrânat, către care a vorbit, sau dacă vreți ca să înțelegeți mai bine, către poporul iudeu, care deja, văzând de-a lungul vremii toate prorociile împlinite, și pe Mântuitorul născut, și nașterea din Fecioară, și zămislirea mai presus de fire, și că este Fiul lui Dumnezeu, și că a hrănit bolnavii, și că i-a vindecat, și că i-a tămăduit, și că le-a izgonit demonii, și tot nu l-au primit. Așa spune Evanghelia. Am venit la ei mei și nu m-au primit. În momentul respectiv, poporul iudeu avea aceleași înclinații ticăloase, care sunt în general în lume, adică să nu credeți că a existat vreo vreme pe pământ în care păcatul a fost absent. În momentul în care a apărut omul pe pământ și păcatul a fost lângă el. Și ne întoarcem și privim o singură idee de ansamblu. Doi fii avea Cain, pe Abel și pe Cain, deci Adam, pe Abel și pe Cain, și nu s-au înțeles între ei privind jertfele și ridicarea sau mulțumirea adusă lui Dumnezeu și unul s-a ridicat asupra celuilalt și l-a omorât. Deci așa a luat ființă justiția. Numai că la vremea de atunci nu un procuror sau un tribunal a judecat, ci a judecat glasul lui Dumnezeu. Sângele fratelui tău strigă la mine. Deci iată de când s-a stricat lumea. Iar legat de păcatul desfrâului, deci popoarele cananee, toate erau desfrânate și aveau acele închinări idolatre în care liturgia lor era desfrânarea. Și atunci poporul iudeu a moștenit și el în lungile incursiuni și războaie care au avut loc între popoarele cananite și poporul iudeu, au avut timp să le placă ce au văzut la ei. Femei frumoase, fete frumoase, plăcere, destrăbălare și așa mai departe. Lucru promovat și în zilele noastre. Deci dacă ar fi să facem o comparație, am putea spune așa că de la fața acoperită a lumii arabe, a femeii musulmance, până la femeia dezbrăcată ortodoxă, e o mare diferență. Deci aceea, dacă este prinsă de bărbatul său că desfrânează, poate fi ucisă, deci cu drept de plin de stăpânire asupra ei, pe când la noi, în momentul în care femeia are chef, face ce vrea, că doar există divorț, te-ai separat, te-ai desfăcut și s-a terminat povestea. Ai ceva cu viața mea, mă comanzi tu cumva? Ei, vedeți câtă diferență între lege și fără de lege. Tocmai acest lucru a venit să-l puncteze Mântuitorul Iisus Hristos. Neam ticălos și desfrânat până când voi fi cu voi, spune iarăși una din variantele Evangheliei, până la sfârșitul veacului. Deci totuși Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Asta am clarificat de ce Mântuitorul a pus accent pe poporul stricat care n-a vrut să primească legea lui Dumnezeu și să răzvrătea în continuare în ideile lui. Întorcându-ne în Noul Testament, lucrurile se răsfrâng și se întorc altfel. Evanghelia de astăzi nu este altceva decât o simplă, repet, o simplă chemare, și aici trebuie să specificăm două lucruri. Am mai multe idei astăzi în cap, le-am rumegat și ieri toată ziua și astăzi de dimineață, pentru că Evanghelia prezintă două părți diferite. Spune așa: ce-ar da omul în schimb pentru sufletul său? Cum e posibil să îngăduie Dumnezeu un negoț cu omul? Deci l-a adus omul pe Dumnezeu în postura de a negocia cu el. Păi eu îmi pun următoarea întrebare acum. Dacă noi suntem ticăloși și spurcați, ce-i vine mai ușor lui Dumnezeu? Să ne piardă sau să ne dea să dobândim lumea? Și aici îmi pun întrebarea care vă puneți voi.
că este pusă de Dumnezeu acum 2000 de ani și de voi în fiecare zi. Părinte, cum, Doamne, iartă-mă, ăsta nici nu merge la biserică, fură, dă în cap, înjură, curvește, bea, fumează și au de toate, părinte, nu le lipsește nimic, așa, uite, eu țin legea lui Dumnezeu și mie numai nu merge. Deci fiți foarte atenți cu cât tâlc este pusă întrebarea de ortodoxul creștin privind la păgânul din jurul lui, la fratele lui care a prins puterea și osul de ros și s-a umplut de bani și a uitat măsura și cum pune Dumnezeu problema. Ce ar da omul schimb pentru sufletul său dacă lumea întreagă ar câștiga și sufletul ar pierde? Ce e mai de folos omului, să câștige lumea sau sufletul? Este o întrebare cu foarte mult dichis pusă. Și dacă vă aduceți aminte, duminica trecută când am vorbit, sau miercuri de ziua crucii, v-am spus, prima întrebare pe care și-o pun ortodoxi și creștini este aceasta: de ce Dumnezeu în mila Lui, atât de iubitor și de blând și de bun și de drept, și-a permis să creeze iadul? Iadul nu este o creație a lui Dumnezeu. Iadul este o creație a răului. Și ca să înțelegeți definiția acestui hău, acestui loc de muncă, trebuie să știți, în afară de baubaurile și poveștile cu draci, cu smoală, cu cazane, deci ceea ce avem noi de la bătrânii noștri sau povestite în vămile văzduhului de Părintele Nicodim Mândița și culese din tradițiile folclorice, ca să spunem așa, noi avem două mărturii ale Sfintei Scripturi foarte fundamentale. Bogatul a murit și sufletul lui s-a dus în flăcări. Ce fel de flăcări? Nu-s cu smoală și pucioasă, ci este la fel un fel de flacără numită mânia lui Dumnezeu, se numește Tartarul sau iadul de foc, care este echivalentă cu flacăra pe care noi o gustăm din Sfintele Taine când citim rugăciunea de împărtășit și spunem așa: Doamne, cum eu nevrednic, cum mă apropii de focul cel mistuitor a Sfintelor Tale Taine, mistuindu-se păcatele ca iarba și ca fânul, iar eu păcătosul nu mă ard. Deci vedeți ce taină? Deci vorbim de un foc îndoit. Unul ce provine din Duhul Sfânt, care curățește păcatul, dar înnoiește materia de care s-a atins. Deci aici are loc cuvântul acela al Scripturii: aurul se călește prin foc și omul prin ispite. Dar focul de care vorbim noi, focul dumnezeirii, este focul despre care Hristos a spus așa: foc am venit să arunc pe pământ și ce mult aș vrea ca el să ardă. Deci avem așa: focul iubirii dumnezești, focul credinței, focul nădejdii, avem focul dragostei dumnezești și avem focul rugăciunii. Deci cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc. Și pentru că tot avem de-a face cu mistici și asceți în biserică și cu oameni cunoscători de taine înalte, unii pretind că au ajuns la o treaptă, e măsura lor. Și spune așa: părinte, zice, eu m-am luminat. E bine că te-ai luminat, dar în filocalie și la Isaac Siru și la Teofan Zăvorâtu și la alți sfinți părinți spune cu totul altceva. Când omul a deprins rugăciunea cea înaltă a minții și a inimii, adică rugăciunea cea lăuntrică, trupul lui se înfierbânt atât de tare, nu trebuie să pui termometru să iei temperatura, că nu-i vorba de temperatura care dereglează metabolismul, infecția corpului, ci e vorba de cu tot o altă temperatură, ochii se scaldă în lacrimi, asta e mirarea, vedeți, aici e taina. Deci tu te încălzești și în loc să scoți aburi și să te evapui, verși lacrimi. Sunt lacrimi dumnezeiești de rugăciune sau plânsul cel adânc al inimii, despre care Scriptura spune așa: și Duhul nostru adesea se roagă cu suspine negrăite. De ce suspine negrăite? Unii nu le-au gustat niciodată. Dacă a intrat un băiat în pușcărie sau l-a călcat pe un băiat mașina sau i-a murit soțul sau soția, plâng toți, umple ștergarele. Dar acelea sunt lacrimi de egoism, de părere de sine,
de mândrie, de judecata lui Dumnezeu, de socotelile minților, că de ce așa sau de ce așa, ia că așa nu vrea Dumnezeu să ne dea socoteală. Uite, s-a enervat el și nu mai vrea să dea socoteală la fiecare de ce lucrează legea lui. Le spune, aveți Scriptura, cercetați în ea și aflați viața veșnică. În momentul în care acele lacrimi îl înferbântă pe om și curg, 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 ne ducem la Serafim de Sarov, care este un mare trăitor autentic pe care îl mai vizitați voi în excursiile voastre în Rusia, Kiev, Ucraina, și auzim că ucenicul lui, venind la dânsul după cuvânt de folos, și aici vreau eu să accentuez și să ajung la măsura a ceea ce mă interesează, i-a spus așa, părinte, și cum ai dobândit rugăciunea cea de foc? S-a apucat de-i povesti Zbornicul, volumul 1 și 2, sau Filocalea 8? Nu! N-a stat să facă teoria rugăciunii. A spus, pune mâna pe mine! Și hai să ne rugăm! Și când a început Serafim de Sarov să se roage, acela s-a fript, ca și cum ar fi pus mâna pe o plită încinsă. Dar cel ce era încins nu s-ardea. Acela era focul dumnezeirii. Aceea-i, fraților, rugăciunea lui Iisus. Nu scrierile din bibliotecă. Alea-s păreri și impresii tâlcuite teologic, culese de la oameni îmbunătățiți, scăpate de aici colo câte o vorbă și pusă în mintea filozofilor duhovnicești care fac tratate întregi de porojănii și vorbe goale. Avea o vorbă Arsenie Papacioc. A venit un ucenic la el și i-a spus așa, părinte, vorbește-mi despre rugăciunea lui Iisus. Da, tată, pune-te pe marginea patului. Ia metania asta în mână. Hai să zicem amândoi, Doamne Iisuse. Părinte, vorbiți-mi de rugăciunea lui Iisus. Păi da, asta îți vorbesc. Dă-i să meargă, zice. Hai, rostește-o. Rostește-o să te încălzești. Deci, aceea este rugăciunea lui Iisus. Deci rugăciunea lui Iisus nu e o poveste, ci o realitate. Și de ce v-am dus în rugăciunea lui Iisus și v-am povestit lucrul acesta? Ca să facem diferența între cele două categorii de creștini. Unii care doresc să dobândească lumea, dar sufletul ar pierde. Și noi știm prea bine, sunt pe cimitirile patriei noastre milioane și milioane și milioane de suflete adormite. Dar în adâncul și în taina acestor cimitire, noi nu cunoaștem două lucruri. Ce sfinți sunt, ce oameni mântuiți sunt, ce oameni plăcuți în Dumnezeu. Vedeți, în general, când evocăm în memorie și în amintiri și în memoriale și în cărți de aducere aminte și așa, noi scriem cine a fost omul cu tare, ce profesor a fost el, ce realizări a avut. Aceea văzută în concepția Sfinților Părinți, intră la categoria ctitoriilor spirituale. A lăsat o carte de tehnică bună, e o ctitorie sufletească, că te-ai gândit la semenii tăi, inventarea avionului, a mașinii, a locomotivei și așa mai departe. A lăsat un pod sau o casă sau o masă sau o biserică, iarăși e o ctitorie materială. A lăsat o carte bună, e o ctitorie materială, dar un sfat și un suflet mântuit este o ctitorie veșnică și spirituală despre care Scriptura vine și spune taman în mod invers. Cine a mântuit sau a salvat un singur suflet sau l-a întors de la păcat și a acoperit lui mulțime de păcate. Deci iată ce mare este să-ți pui tu sufletul pentru aproapele tău. De aceea credința vine prin propovăduire. Soacra o învață pe noră, nora pe fecior, feciorul pe cumnat, cumnatul pe frate, vărul pe văr, socru pe cuscru și am unii pe alții sfătuind și băi, am să mărg și eu la biserică, băi, am să mă spovedesc și eu, am să mă îndrept și eu, ia ca să mă duc și eu să văd cum mă, ia să mă duc și eu să ascult. Și iată credința vine prin auz, intră întâi în urechi, pătrunde în mădularele trupului întâi și întâi, smintește și trezește inima din piatra aceea năucită de lene și trândăvie, că așa spune, că sufletul e o temniță, trupul stă într-o temniță, sufletul stă în trup ca într-o temniță. Și atunci se sparge temnița și se eliberează sufletul. Dar aceasta înseamnă dorința de a pierde sufletul pe lumea aceasta, sub ce formă? Care sunt termenii moderni de comparație? Nu știu dacă v-ați uitat sau mai citiți printr-un ziar sau prin mass media, ai să-i vezi, când nu au ceva de făcut, hap să mai lovească în biserică, hap să mai lovească în credință, că biserica e primitivă, că rugăciunile sunt de ev mediu, că comportamentul
comportamentul este de natură medievală, că oamenii au rămas înapoiați, înapoiați sau neînapoiați, deștepți sau mai puțin deștepți, toți oamenii sunt înzestrați cu un suflet. Acel suflet e al lui Dumnezeu și numai Dumnezeu cere socoteală pentru el. Indiferent că Dumnezeu e primitiv sau e medieval. Deci numai el cere socoteală pentru el. Și atunci Dumnezeu a venit și așa a început Evanghelia. Cel ce vrea să-și piardă sufletul meu și pentru Evanghelia mea, acela îl va mântui. Și ce înseamnă să-ți pierzi sufletul pentru Evanghelia ta, pentru Evanghelia lui Hristos și să-l mântuiești? Simplu. Este cea mai înaltă chemare din toate chemările legii. Adică, poți să fii cel mai mare inginer, poți să fii cel mai mare arhitect, poți să fii cel mai mare doctor, poți să fii cel mai mare trăitor, fii cel mai mare ortodox. Dar când ești cel mai mare preot sau arhiereu sau apostol sau propovăduitor al învățăturii lui Hristos, atunci cu adevărat ai ajuns în vârful piramidei. De aici piramida urcă direct la Dumnezeu. În capul cărții este scris, spune psalmistul David. Și acolo este sufletul meu. Deci în momentul în care numele meu s-a scris în cartea vieții, că Petru a întrebat, exact referitor la Evanghelia de astăzi, Doamne, dar noi am lăsat toate și am urmat ție cu noi, ce va fi? Și atunci ce îi spune Hristos? Petre, nu te bucura că vindești bolnavi, că izgonești duhuri, că tămăduiești neputincioși. Bucurați-vă mai ales că numele voastre s-a scris în cartea cerului. Deci aceasta este esența pentru care tânjim noi și ne străduim. Nu îl impresionează pe Dumnezeu. Cred că ar trebui să depășim epoca aceea de lemn cumva primitivă de demult, asta într-adevăr primitivă și de demult, când comunismul în modul limbajului său de lemn a avut și niște defecte. Deci comunismul s-a folosit de Biblie, a instruit activiștii de partid la vremea respectivă și cea mai mare cădere a comunismului n-a fost doctrina în sine, ci dorința tacită și ascunsă de a pune în contradicție ce clasele sociale. Săracul să sară la bogat, că de ce are? Bogatul, de ce s-a îmbogățit? Cel care muncește, de ce are? Știți că era o vorbă pe vremea comuniștilor. Cine e harnic și muncește, ori e prost, ori nu gândește. Ei, iată că nu e chiar așa. Apostolul Pavel a venit și a spus altfel. Cine nu lucrează, nici să nu mănânce. De aceea, acum, Evanghelia lui Hristos poate fi interpretată și în modul corect al acestei terminologii. Este bogat cine se străduiește și Dumnezeu nu-l condamnă, nu o să-l intereseze pe Dumnezeu niciodată. Nici că ai tu bani în cont, nici că ai tu casă frumoasă, nici că ai tu grădină cu flori, nici că ai trotuar pavat, nici că ai mașină străină sau ce marcă este. Asta nu-i treaba lui Dumnezeu. El nu-i mecanic, nu-i evaluator și în același timp nu-i expert. Deci el nu vine să facă balanțe de evaziune fiscală. Asta nu-i treaba lui Dumnezeu. Nu îl privește absolut deloc. Îl privește pe Dumnezeu în ce măsură reușești tu să înțelegi raportul dintre bogăția materială și cea spirituală. Că spune acolo psaltirea, bogăția dacă ar curge să nu-ți lipești inima de ea. Adică ce să faci? Să știi să te oprești în momentul în care ai pus 100 de milioane deoparte. Dă 10 lei la un muritor de foame să iau o pâine. În momentul ce tu ai o mașină de 50.000 de euro, dă la un ticălos cu căruța 5 lei să-și iau o pâine. În momentul ce tu ai o casă de 80.000 de euro, dă la ticălosul la care îi plouă un cap de un val de carton. Și în felul acesta ai făcut echilibru, dar în ce? Între inima ta și inima lui. L-ai făcut pe cel sărac să se roage pentru tine, ca lucru mâinilor tale să fie binecuvântat de Dumnezeu, pentru că tot psalmistul David vine și spune, n-am văzut pe cel drept părăsit sau lipsit de pâine, că se îndură săracul și dă, dreptul și dă și împrumută și casa lui blagoslovită va fi. Auzi ce frumos spune psalmistul, prin Catisma 18-19. De ce vă spun lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că un mod de a te lepăda de cele trecătoare este și talentul milosteniei. Dacă știi să o faci,
spune în Vețile Sfinților, vă recomand numai. Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, spune că s-a luat la întrecere cu Dumnezeu, așa spune în Vețile Sfinților, și nu e o minciună, e un adevăr. Cine poate face mai multă milostenie? Dumnezeu trimitea corăbile cu aur la Constantinopol și Ioan le împărțea. Și la un moment dat spune că marea roia de corăbi. Unele treceau și altele plecau. Unii treceau după milostenie, alții veneau cu daruri. Adică atâta binecuvântare pusese Dumnezeu peste acest fericit numit Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei. De ce? Ajunsese într-o zi cu cerșetorul său, cu diaconul său și cu cărăușul care îl ducea, că pe vremea aia nu se mergeau cu Audi A8 sau 6, 2, 3, X sau ce era, se mergea cu un car, cu o căruță, cu o teleguță din asta. Și apare, deci ce test îi dă Hristos. Apare prima dată sărântocul la un colț de drum, patriarhul îi dă haina. Mai merge la un colț de drum și îi spune sluga, dă ăsta mai fost odată, dă-i cămașa. Merge mai încolo și îi spune, dă-mi iar milostenici, că dă-i banul ăla din buzunar. Ne-a mai avut ce să-i dai, a dat crucea de aur cu care făcea slujbă. Ne-a mai avut ce să-i dai, a dat engolpionul de la gât, la altă intersecție. A ajuns la ușa bisericii și a zis patriarhul, și că dă Evanghelia aia aurită, că noi nu avem nevoie de aur, pe noi ne interesează textul. Dă-i mai să aibă și el de acolo milostenie. Și că, da, a fost ăsta, a șaptea oară vine acum, zice, și cere. Patriarhul a spus, dar dacă ăsta e Hristos și mă încearcă, iluminat și suflat de Duhul Sfânt. Și în clipa aceea s-a auzit acest glas dumnezeesc. De astăzi înainte darul meu nu te va părăsi pe tine, eu te-am cercetat. Și a început să curgă averea și bogăția peste Constantinopol de împărțea cu corăbile. De ce trebuie să avem măsura milosteniei și să știm că trebuie făcută? Nu contează că dai de 2 ori 5 lei sau de 7 ori sau de 3 lei. Contează că ai de unde să-i dai și dacă dai, primești. În momentul în care te-ai încuiat între lacăte, în momentul în care te-ai încuiat între câini răi și sisteme de alarmă și bancomat și card și cont și parolă secretă și bani îngropați sau, mă rog, duși în alte conturi străine, te trezești cu cele trei fenomene mari. Hoții le fură, se anulează un cont, se strică un calculator de asta, o dihanie din asta electronică și nu te mai găsește sau trebuie să te judeci până îți obții iară date și să explici când i-ai pus și cum i-ai pus, că vedeți ce face calculatorul, ca să vezi că mintea omenească și cea dumnezească nu se încălcesc niciodată. Tu te duci la bancă și pui totul electronic, dar când iese zapisca din aparatura electronică, tot cu litere scrie, deci nu e în stare să stocheze ea în minte ceea ce ai făcut, tu trebuie să păstrezi extrasul. Ei, extrasul arată neputința lumii omenești, deci tu biletul trebuie să-l porți tot tu în buzunar, să știi ce ți-a rămas sau cât ai dat, chiar dacă aparatura e performantă, dar decât să te chinui cu atâta aparatură, numai bine îi pui sub pernă în casă, sub ciorap și îi lași acolo în fundul supatului și când ai nevoie ei 5 lei sau dai și la un sărac 5 lei și folosești și tu 5 lei, da, omul ce zice, băi, dacă am 1 milion și îl țin în casă, nu câștig nimic, dar dacă îl pun la cec, mai iau 1 milion. Și în felul acesta, mintea aleargă, creează sisteme și colecte și la un moment dat, omul vrea să câștige lumea toată. A făcut o casă, o vrea pe a doua, a făcut-o pe a treia, o vrea pe a patra, a făcut-o pe a cincea, o vrea pe a șasea, a făcut-o pe a șaptea, o vrea pe a opta. A schimbat o mașină, mai vrea una și mai vrea una și mai vrea una și mai vrea una. Și într-o zi ce vrea? Vrea moartea. Moartea vine din factorul stres. Pocnește o venă în cap, o nemulțumire. Mi-a plăcut într-o zi expresia unei femei. Părinte, am avut o firmă 20 de ani, am muncit ca o proastă, m-am umplut de bani și am pierdut tot. Dar ziceam o singură mulțumire, că am scăpat și de grija asta. Dar nu puteai foarte bine în acei 20 de ani să ai atâta cât îți trebuie și nici nu treci prin ea? De ce am nevoie de 20 de ani de experiență de creieri varză, fărâmați și distruși, să-mi dau seama că alergând după vânt nu pot să-mi prind umbră? Deci tot cu o lingură mănânci, tot o pâine o tai felii, tot într-un castron, cu două linguri odată nu se poate mânca, cu două furculițe nu. Ei, aceasta înseamnă lipirea inimii de bogăția pământească. De-aia Avram, când i-a spus pleacă, a plecat, de-aia
Lot când i-a spus pleacă, a plecat, de aia Iov când i-a spus pleacă, a plecat și ce a spus? Gol am ieșit, gol mă voi duce. Ei, aici vrea Dumnezeu să ne aducă pe noi, nu la interesul, că nu-L interesează pe El hainele de mătasă, nu-L interesează pe Dumnezeu ghirlandele și zorzoanele, astea trec și vin, omul îi se pare interesante. Dar vedeți cu câtă pasiune în Vechiul Testament, dacă citim Cartea Ieșirii 28, 30, 31, 32, ce spune Dumnezeu lui Moise? Mergi la femeile evreilor, culege brățări, cercei, mărgele, aur, tot și faceți-mi ale templului. A spus vreuna, stai să văd la câte le evaluez, câte îmi iese? Nu. Au luat de la gât, de la urechi, de la mâini și au dat și au făcut ce? Au fericat chivotul cu aur, au fericat drugii cu aur, au făcut heruvim fericați cu aur. Deci nu s-au uitat. Ial! Deci cu aceeași pasiune să poți să te lepezi. Dar unii când au pierdut s-au sinucis. Deci au devenit direct fii dracilor. Alții s-au spânzurat, alții s-au înnecat, alții s-au otrăvit, alții s-au împușcat. De ce? Pentru că unde-i comoara, acolo-i și inima. Și acum stau și pătimesc pentru nelegirea lor. Alt lucru care l-a cerut Hristos. Cel ce se rușinează de mine și de Evanghelia mea, neamul acesta desfrânat și păcătos, și eu mă voi rușina când voi fi în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Ce înseamnă să te rușinezi de Evanghelie? Să-ți fie rușine să faci o cruce? Să-ți fie rușine să postești Miercurea și Vinerea? Să-ți fie rușine să vii la biserică, să-ți fie rușine să postești și să te împărtășești, și aici iarăși pun accentul și mereu simt nevoia să pun accentul, mentalitatea modernă, adusă și de Părintele Rafael Noica de la Essex din Anglia și adusă de pe la Vatopedul din Sfântul Munte și din alte locuri din acestea duhovnicești, a venit să deschidă ortodoxilor noștri mintea că e bine să te împărtășești mai des. Foarte bine poți să te împărtășești în tot ceasul, nu te oprește nimeni. Dar întrebarea mea este, ce pregătire spirituală ai tu în sufletul tău să iei Sfintele Taine când vrei tu? Atunci care mai este rolul duhovnicului de a cântări valoarea trupului lui Hristos? Cui și când se dă și pentru ce se dă? Dacă tu vrei să-L iei când vrei tu, ce pun în balanță? Dulcea sfătuirea lui Nicodim Aghioritu sau voia proprie a Mariței sau a Ilenii sau a Sandei care vine și spune Părinte, nu sunt pregătită, dar vreau să mă împărtășesc. Și răspunsul e și mai sacru. Vreau să cresc duhovnicește. Ca să crești duhovnicește, închizi televizorul. Ca să crești duhovnicește, mai rărești carnea din frigider. Ca să crești duhovnicește, mai rup filele la psaltire. Ca să crești duhovnicește, mai mănânci o zi, două de post. Pentru că trebuie să avem trei argumente. Ioan Gură de Aur a spus așa: mai bine dau trupul meu să fie mâncat de fiare decât trupul lui Hristos în gura celui păcătos. Deci tu nu-mi fumezi și vii și îmi spui nu mă pot lăsa de fuma, părinte, dar trebuie să mă împărtășești. Te abții pentru că trebuie să te împărtășești. Părinte, nu pot să mă las de băut, dar vreau să mă împărtășesc. Și zice, părinte, dacă nu mă împărtășiți, cad în deznădejde. Dar du-te, dragă, caz sănătos, sar de pe scară, cu capul jos, în fântână, e treaba dumitale. Deci, biserica este un spital duhovnicesc, unde bolnavul când vine, ca în spitalul pământesc, i se pune perfuzia, îi se stabilizează tensiunea, îi se pun vitaminele de echilibrare a metabolismului și îi se măsoară intensitatea de trăire până la reanimare, până mișcă din nou singur, nu stă în comă. La biserică la fel, poți veni în comă, dar poți pleca resuscitat. Și te resuscitează două lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu care trezește conștiința de porc adormit și mizerabil ce ești, că nu vrei să vezi sufletul pângărit și ticăloșit să-l îndrepți, și mustrarea cugetului tău pentru cele făcute. Cu ce curaj vii tu în fața Sfântului Potir, ticălos fiind, când vezi o babă de aia uscată ca o stafidă și galbenă ca o lumânare, că se împărtășește cu sfială și tu vii așa ca ministru, ca parlamentarul cu lumânarea în pământ, dă și mie că eu șmecher. Nu e posibil așa ceva. Deci rămân reguli de bază în creștinism, unirea cu Hristos se face prin părere de rău, prima treaptă a pocăinței, mărturisirea păcatelor, a doua treaptă a pocăinței. Și țineți minte, fundamental, de la Nicodim Aghioritu, nu-i de la mine din stomac.
până n-ai făgăduit că părăsești păcatul și până nu te-ai căit măcar cu o lacrimă, noi nu știm intimitatea. Omul în casa lui face ce vrea el. Poate și când spală vase la bucătărie, îl mustră cumva conștiința și scapă lacrima. Aia o cântărește Dumnezeu. Noi nu o știm. Dar duhovnicul trebuie să o știe. Da, părinte, să știți că am greșit, dar chiar cu adevărat mi-a părut rău. Uite, am o lună de când n-am mai greșit. Am un an de când n-am mai greșit. Am două luni, am trei luni. Și să face un pogorământ pentru un bolnav de cancer, pentru o operație, pentru o problemă. Dar nu așa în nepăsare, după grecotisme moderne și după occidentalismul acesta care trece cu tăvălugul și face și lucerna și grâul și ovăsul și orzul, tot o cereală de același fel. Nu, nu le amestecăm. Deși se numesc toate cereale, sunt după soiul și felul lor. Așa e și în biserică. Toți ne numim creștini, dar ne numim practicanți, nepracticanți, credincioși, necredincioși, păsători și nepăsători. Și ne categorisim pe aceste categorii și mergem cu sfială, cu frică, cu cutremur, că cineva a spus o întrebare foarte frumoasă și chiar mi-a plăcut, o mamă isteață așa. A zis, părinte, dar cu ce mă puteți convinge că cel care a postit 3 zile e mai vrednic ca cel care n-a postit nicio zi? Păi asta convinge, voința. Faptul că tu te-ai dedicat pentru Hristos 3 zile doar fasolelor și verzei și cartofului, arată că evlavia ta față de acel Hristos pe care îl înghiți există. Faptul că tu ai venit după o fleică și după un grătar și după 1 kilogram de țuică sau vin sau bere, înseamnă că tu chiar nu ai evlavie. Deci asta denotă. Împărtășania nu e un merit, nu e insignă. Băi, am postit o lună, gata, eu trebuie să mă împărtășesc. Poți să postești o lună și nu te împărtășești niciodată. Dar poți să postești o singură zi și să te împărtășești. De ce? Pentru că Dumnezeu cântărește spiritul tău lăuntric, starea ta sufletească. Tu simți evlavia și credința când trebuie să te împărtășești. În momentul în care vrei să vezi în jur ce spun ceilalți, băi, dar uite, asta se împărtășește des. Ai deja părerea de sine și ai pierdut plata. Aia înaintea Dumnezeu e o sândă. De ce v-am spus lucrul acesta? Primul mod de a nu te rușina de Hristos și de Evanghelia Lui. Adică Evanghelia îți spune un răspuns categoric la ce am vorbit până acum. Nimic necurat nu va intra în împărăția Lui Dumnezeu. 2. Întunericul nu se amestecă cu lumina. Ce căutați pe cel viu cu cei morți? Foarte atent! Evanghelia lui Ioan. Ce căutați pe cel viu cu cei morți? Păi cum îl cauți tu pe Hristos între ticăloși? N-a să stea niciodată. Să duce sus la Tatăl în lumina cea pururea fiitoare, unde nu încape umbră de schimbare. Păi nu merge Tatăl, unei lege nu-i tocmeală. Dacă s-a căit, Petru și-a plâns cu amar când s-a lepădat și l-a primit Hristos. Dar cum l-a primit? L-a primit până la îngenunchiat? N-a avut curaj Petru să vină la Hristos și să-i spună, știi, Doamne, eu m-am lepădat de tine, dar sper că ești băia fain, mă treci cu vederea. A fost o ieșire, știi, oameni suntem. Așa spunem noi când ne înșelăm unii pe alții, nu? Petru s-a ferit tot timpul de Hristos, n-a avut tupeu să-l privească în față, n-a avut îndrăzneala să se apropie, dar a stat în preajmă tot timpul. Culmea e că Hristos, văzând lacrimile și părerea lui de rău, tot timpul a avut grijă să îngrădească rușinea lui. Și a spus, mergeți și spuneți ucenicilor și lui Petru că ne vedem în Galileea. Când s-a apropiat de Petru, nu i-a spus, cum spunem noi, băi, vezi că m-ai înșelat, te dau în judecată. Nu. I-a spus așa, Petre, mă iubești tu pe mine? Care-i mai mare rușine pe pământ? Când tu știi că ai făcut cuiva rău și ăla te întreabă, mă iubești? Îți dai seama că intri tu în pământ sau cauți tu gaura șarpelui, dacă mai e conștiință, că dacă nu spui cu pasiune, da băi, chiar te iubesc, mă dau pe spate de dragostea ta. Ei, Petru a tăcut și a răspuns cu smerenie, da, Doamne, te iubesc. Adică își dă... Dumnezeu știa rărunchii lui și lăuntrul lui, dar a vrut să vadă ce spune. L-a făcut să se rușineze de cuvintele pe care le rostea. Asta a fost rușinea lui Petru, nu că s-a lepădat. Să spui tu în fața celorlalți apostoli, da, Doamne, te iubesc, și îți dai seama, tocmai el care se lepădase. Și ce fel de lepădare? Blestemat să fiu dacă eu cunosc pe omul acesta. Vă dați seama? Și în clipa următoare, ce frumos i-a spus Hristos, paște oile mele. Deci nu l-a lepădat,
nu i-a reproșat nimic. L-a întrebat a doua oară, paște melușeii mei, adică și pe cei mai slabi, de teapa ta, și pe cele mai tari, de teapa ta. Și la urmă, când s-a văzut Petru încercat a treia oară, a avut curajul să spună, Doamne, dar dacă le știi pe toate, adică știi cum e ca la interogatoriu, procurorul știe tot ce ai făcut, dar te lasă să vadă cât minți tu și la urmă ți le pune în față. Ei, cam așa s-a simțit Petru în fața lui Hristos. Și atunci n-a mai putut, adică pur și simplu conștiința de om din el s-a trezit definitiv. Doamne, dar dacă le știi pe toate, știi cât te iubesc. Adică de ce mai înceri o măsură când știi că slab și ticălos și mi-e rușine de m-ar înghiți pământul? Așa trebuie să fim noi în fața lui Hristos și a Sfintei Împărtășanii. Nu cu tupeu și nepăsare, nu cu îndrăzneală și cu... Știți cum? Noi trăim cu impresia că nouă împărtășania ni se cuvine. Că așa spune în Sfinții Părinți. Să nu treacă o liturghie ca cineva să nu se împărtășească. Dar nu scrie undeva că e obligatoriu să se împărtășească. Deci să nu treacă liturghia. Noi răspundem de evlavia... Noi răspundem de evlavia acestei sfinte taine, că spunem taina judecății. Flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc. Să nu aveți impresia că e numai cerșătorul care îi dai pâinea și leuțul, nu? E și sufletul nostru flămând, care e de natură divină, stă în fața bisericii, dar nu se poate împărtăși, că e mai dulce păcatul decât împărtășania. Și atunci el pleacă gol și potirul se întoarce fără atins de nimeni cu buzele la Sfânta Masă. Și aceea e o mânia lui Dumnezeu și aia e o lepădare de Evanghelie. Dar pentru lucrul acesta ne străduim. Am considerat că am epuizat și subiectul acesta, deci cine se rușinează de mine și de Evanghelia mea și eu mă voi rușina de el în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Evanghelia mea înseamnă poruncile, ca să știți, n-are rost să luăm text cu text. Tot ce scrie, să iubești pe aproapele ca pe tine însuți, să ai răbdare cu el, să-l treci cu vederea, să-ți pui sufletul pentru el, să-l sfătuiești, să-l îndrepți, să-l îndemni, să-l ridici, dacă e căzut, să-l ajut să se scoale. Deci toate acestea înseamnă Evanghelia lui Hristos. Deci, ca să știți și lucrul ăsta. Și acum mi-a mai rămas încă un lucru. Cel ce vrea să vină după mine. Eu pun o întrebare. Dacă suntem botezați, mai are importanță să ne întrebăm dacă trebuie să mergem după El? Păi El ne-a născut din apă și din Duh. El ne-a îmbrăcat în haină luminoasă. El ne-a făcut ostașii Lui. El ne-a făcut oi cuvântătoare a turmii sale. Deci toți trebuie să mergem după El. Aici Mântuitorul vine la o treaptă mai înaltă și spune cine vrea să vină după mine să se lepede de sine, iată o treaptă și mai înaltă. Lepădarea de sine înseamnă să fii frumos și să te dedici lui Hristos. Să fii deștept, să te dedici lui Hristos, să fii înțelept, să te dedici lui Hristos, să fii a toate cunoscători, să te dedici lui Hristos. Adică noi în societate, încă mentalitatea băbească, ca să spunem așa, spune, vai săracul, dar ăsta e cam prostalan, nu s-a însurat, mai bine s-ar duce la mănăstire. Vai săracul, dar ăsta e șchiop, mai bine s-ar duce la mănăstire, că nu se uită nicio fată la el. Vai, dar ăsta e chior de un ochi, lasă, ducă la mănăstire, zice, că e nevoie și acolo de unul ca el. Nu, dragă. Mănăstirea nu este spital de handicapați. Mănăstirea are nevoie de cei mai frumoși preoți, de cei mai frumoși călugări, de cei mai serioși oameni, de cei mai pregătiți. De aceea, dacă ați fost atenți, în ultimii 10 ani, ca să zic așa, au început și mănăstirile să aibă oameni cu teologie, oameni cu doctorat, oameni cu masterat, cu 3 facultăți din lume, 2 de acasă, 2 de la mănăstire, tot s-au adunat. Adică ce înseamnă? Îți vine un străin, închizi poarta, pui drucul, noi nu știm engleză, la suplece, să și caută la noi. Nu, deschizi frumos ortodoxia și o prezinți ca pe o carte. Vine unul de altă religie, îi vorbești din Evanghelie, să-l aduci pe el la Dumnezeu. Vine unul de alt neam, îi vorbești lui ăla de Hristos, poate nici nu știi cum să întoarce. Odată, într-o discuție cu un musulman, nici nu știam ce să-i spun. Habar n-aveam cum să le iau. Mi-a zis și părinte, zice, eu îl respect și pe Iisus a vostru, dar îl respect și pe Mahomeda nostru. Și-l dai foarte bine, e opțiunea ta. Și-a spus, zice, dacă ar fi să mă fac ortodox, cum m-ați convinge să mă fac ortodox? Dar nu te-aș convinge deloc, îți dau două explicații. Când numer de la 1 la 10, 1 este o cifră, dar e cea mai mică, 10 e o cifră și e cea mai mare. 1 e Mahomeda tău și 10 e Hristos al meu. Sunt la capite diferite. Dar tu dacă vrei să prinzi totul de la 1 până la 10,
Nu-l superi nici pe Mahomeda tău, ești moral ca la tine, dar vii și te întâlnești și te faci cu Hristos ca să poți să ai și desăvârșirea. Și pur și simplu, după 2 ani, soția lui, care e româncă în Israel, l-a adus, l-a făcut ortodox și după vreo un an, când au venit în vizită cu copiii, îmi spune el foarte mirat, că așa-i că la noi, la ortodox, noi o cinstim pe Maica Domnului pentru că e mama lui Dumnezeu. Zic, da, da, așa e la noi, la ortodox. Deci el era la noi, la ortodox. Deja și-a împământenit și și-a împărtășit mentalitatea, rânduiala de credință, fără forță, fără explicații, cu trucuri, că mai e această tendință la noi, la ortodox, când prindem unul, să-l învățăm tot deodată. Nu, dragă, vrei să vii, poarta e liberă, vrei să paști iarba lui Hristos, tarlaua e liberă, nu vrei, du-te sănătos, Maica Domnului cu tine, Îngerul să te păzească. Deci asta este mentalitatea pe care noi trebuie să o împărtășim. Deci cel ce vrea să se lepede de sine trebuie să urce sus, 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 ca tânărul bogat care a plâns când a plecat de la Hristos. Bunule învățător! Da, vorbim de Hristos, sau cum mai spun mamele, mai zic la câte o mamă, zic, vezi că ai un băiat cu minte asta, să-l faci călugăr, că e nevoie de călugăr serios și de preoți vrednici. Da, părinte, dar poate nu am meu, las că doar mai sunt băieți buni, dar de ce nu a tău? Și a tău și ăla și altul. Păi tu nu vrei, tu nu vrei, tu nu vrei. Toată lumea își dorește să-și vadă urmașii. Fă 7 copii să ai de unde vedea și urmași. Nu fă unul singur și pe ăla nu mai vrei tu să-l dai, că ți-l ia Dumnezeu cu sila. Deci Dumnezeu își ia singur drepturile. Noi suntem prescurile acestui neam creștinesc care stăm în biserica lui cu pecetea Sfântului Duh pe noi și Dumnezeu ne alege dintre neamuri cum vrea El și le pune unde are nevoie. Nu jucăm noi șah pe tabla lui Dumnezeu. El joacă cu noi. El știe perfecțiunea și locul unde se cuvine. Deci trebuie să avem în minte că lepădarea de sine înseamnă să rămâi același om vertical și integru, nu cocoșat, viclean, cu capul plecat și să o faci pe smeritul, ci chiar să fii smerit, să rabzi toate pentru Dumnezeu, că asta e viața. Și în clipa următoare să te dedici pentru Dumnezeu, că tot aceasta e viața. Deci ați văzut cum se plâng alte țări, că nu mai au călugări. Dar ce n-au mame să facă copii? Să-i educe creștinește, nu să-i facă pe toți filozofi. Și iarăși spune Hristos, cel ce iubește mai mult pe mamă, pe tată, pe frate, pe soră, nu este vrednic de mine. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că atunci când ai o misiune înaltă, fie descoperită, fie revelată, fie o chemare, fie o arătare, fie un semn, nu știm noi felurile chemări, tu să nu te poticnești nici de lacrima mamei, și nici de lacrima tatii, și nici de lacrima țarinii, și nici de a fratelui, și nici de a surorii. Povestea părintele Cleopa, vă spun real, că așa am citit-o și am auzit-o, că atunci când s-a dus la mănăstire, tatăl lui era credincios, mama era mai mămoasă. Și a început să plângă. Și părintele Cleopa a zis, fraților, hai să cântăm Apărătoare, Doamne, să plecăm, dacă te iei pe ăștia, ne sclifosim și noi până de seară. Și el s-a plângând acolo în drum la Botoșan, la Suliță, și ei s-au dus la mănăstire, la Vorona, și de acolo la Siestria. Ei, această lepădare nu înseamnă că îți urăși mama sau tata sau fratele sau sora. Dar le faci un bine, pentru că pentru un rugător din neam poți mântui tot neamul. Și vă spun eu, asta pentru mine e cel mai scurt argument. L-am găsit în lapsa iconului Palade. Un suflet se chinuia în iad, dar râdea. Și la un moment dat a întrebat un alt păcătos, băi, dar tu de ce râzi când sunt atâtea chinuri? Peste 50 de ani, unul din neamul meu să face călugări și ne scoate pe toți. Deci vezi ce lucrare înaltă este lepădarea de sine? Dar în același timp, bineînțeles că ea implică nerușinarea față de Evanghelia lui Hristos, să nu-ți fie rușine, că întâlnești fel de fel de oameni. Și eu, cu care trebuie glumit, glumesc, cu care văd că mărunței, mă mărunțesc, care văd că serios, vorbesc serios, dar-s prieten cu toți, nu supăr pe niciunul. Și ei spune, și aia mă duc la părintele că-i cum să cade. Nu-s cum să cade, zâmbind îi dau canon, zâmbind îl opresc de împărtășit, zâmbind îi dau rugăciune, zâmbind îi spun ce are de făcut, zâmbind îs rece cu el sau distant atunci când e vorba de păcat sau de altceva, dar asta nu înseamnă că trebuie să schimbăm Evanghelia, trebuie să schimbăm firea, cum a spus Apostolul Pavel. M-am făcut rob tuturor ca pe toți să-i fac una în Hristos. M-am făcut tuturor toate ca pe toți să-i fac una în Hristos. M-am făcut sub lege cu cei fără de lege ca să-i fac una cu Hristos. Apostolul Pavel. Deci asta este îndemnul Evangheliei de astăzi. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Amin.